Eu zic să vă luați ceva de băut, ceva de mâncat, o pernă, o pătură. Sau să vă porniți aerul condiționat, depinde când o să vă uitați pe chestia asta. Eu mă dau și cu puțină cremă de mâini ca să fiu pregătită, pentru că mă așteaptă un empty, un clip de empty foarte mare, adică de produse consumate. Pe unele le-am și scos aici sus, pentru că nu mai am unde să le pun. Ups. Vreau un pic așa să le împart. Și pe măsură ce încerc eu așa pe aici să le aranjez ca să vorbim mai organizat, o să vă spun că, deși la un moment dat eram hotărâtă să nu mai fac acest clip așa produse consumate, mi-am dat seama că sunt multe produse despre care eu nu apuc să vă vorbesc, că nu am cum. Cred că ați văzut sau dacă n-ați văzut, vă spun acum, am făcut recent un al doilea declutter. Declutter cu donații oarecum către voi, adică nu donații, pur și simplu am pus pe Facebook oameni buni, adică în special femei, au o grămadă de produse care sunt fie ușor începute, fie doar încercate, pentru că asta mi-e treaba, fiind beauty blogger, eu trebuie să încerc mai multe produse ca să pot aici să vin în fața voastră și să vă spun o părere care să fie cât de cât concludent, adică ok, este subiectivismul meu. Dar una este subiectivismul cuiva care a încercat 50 de creme și vă spune despre o cremă și una este cineva care a încercat doar 5 creme la viața lui de la 5 branduri mari și late și vine să-și dea cu părerea. Înțelegeți ce spun? Atunci, eu așa consider că așa mă simt eu sigură pe mine și așa mă simt cu bun simț față de audiența mea să încerc cât mai multe produse, unele sunt primite, unele sunt cumpărate și pe baza acestor, să zic, încercări să-mi exprim aici niște păreri. Și e adevărat că se adună foarte multe produse la un moment dat care nu sunt terminate, care sunt începute doar gen 10%, 20%, depinde cât am eu nevoie ca să mă lămuresc. Și atunci e păcat de ele să stea acolo. Deci e păcat să stea și... Eu oricum am așa un grup ușor de persoane care mă urmăresc pe YouTube, pe Facebook, cu care în timp am legat așa o prietenie online, să spun, adică discutăm despre cosmetice în special, eu le mai dau idei suplimentare, mă mai am amuzat că tot ele vin cu să-mi spună să pârască între ghilimele, uite ce a zis blogărița cu tare, uite ce a zis youtuberița cu tare, și eu zic ok, mersi, dar fiecare până la urmă cu treaba lui, așa. Și acestor fete îmi permit câteodată să le trimit pachete cu produse începute de mine, pentru că deja ne-am înțeles, ele îmi știu, să zic, îmi știu obiceiurile mele, la fel suntem foarte directe, gen dacă vrea să-mi spună ok, nu vreau, nu-mi trimite produsul ăla, ok, nu-mi trimit. Și în felul acesta produsele, să zic, nu rămân aici la mine, să zic, să moară în setare, ci prin viață mai departe merg la alți oameni și eu la rândul meu mai strâng și păreri de la fete, pentru că fetele toată poate să-mi spună, băi, produsul ăla despre care tu ai zis că așa, uite, mie mai parcă mi se pare că aduce și asta. Și în felul ăsta chiar mă îmbogățesc, așa, să zic, cunoștințele. Da, cunoștințele mă refer din chestii culese de la oameni, nu citind sau documentându-mă. Iar acel declutter pe care l-am făcut, să știți că o să-l mai repet, va mai fi la un moment dat și din când în când o să fac genul acesta de acțiuni, pentru că pe de altă parte sunt și conștientă că nu toată lumea are, nu neapărat că își permite, pentru că sunt și oameni cu bani, dar care, sau care și-ar permite să-și cumpere cosmetice, dar care sunt așa reticenți, zic, mă, dar nici nu știu ce să fac, oare să-mi iau, oare să nu mă înțeleg foarte bine, pentru că eu una trec prin asta așa, deși eu îmi aloc un buget lunar pentru a cumpăra diverse cosmetice ca să îmi, așa, să-mi lărgesc, să zic, cunoștințele, dar îți este mult mai ușor când cineva doar ți le dă, chiar dacă ok, sunt ușor începute, de exemplu despre farduri, despre anumite farduri, despre anumite, nu știu, primer, fond de ten și așa, e foarte mișto când îți vine de la cineva, chiar dacă e început, pentru că poți cât de cât să-ți faci o idee, chiar dacă nu o să-l folosești efectiv, chiar că îl folosești pe post de mostră, pe post de tester și după aia îl arunci, dar și-a mai făcut cineva o părere decât să stea la mine, să... Așa, deci eu sunt aia care trimite pachete, nu prea primez și, deși îmi face plăcere, s-a mai întâmplat, am mai avut abonați care mi-au scris și au zis, uite, am parfumul X pe care eu nu-l folosesc și am văzut că tu ești cu aceste parfumuri, mi-ar face mare plăcere să ți-l trimit, mă simt măgulită și îmi face plăcere. Chiar recent acum am primit un flanker Shalimar,
de la cineva și am fost foarte impresionată pentru că eu tot am vrut să mi-l cumpăr și am tot amânat pentru că nu am un buget nelimitat să-mi cumpăr tot ce vreau. Persoana respectivă și îl cumpărase, nu a rezonat foarte bine și a zis, păi, tu îl folosești, tu ție îți place, tu ai colecție de ghirlandă, pentru tine înseamnă ceva, pentru nu, nu înseamnă mare lucru și am apreciat foarte mult, foarte mult acest gest. Bun, hai să o luăm. Vreau să vă spun că în primul rând vor fi o grămadă de produse Guerlain, dacă vă puteți imagina. Vor fi și o grămadă de produse de skincare, o grămadă de produse de high-end. Adică o să avem așa o discuție mișto, nu să fie doar, nu știu, să vă arăt MT-uri cu creme de corp, săpunuri lichide și geluri de duș. Nu că vreau să spun că astea, lucrurile acestea nu sunt ok, dar uneori mă uit la, mai sunt tot felul de clipuri de produse consumate și vezi, frate, că te... Și eu făceam greșeala asta la început, toate săpunurile lichide îmi le țeam. Băi, reții dacă unul a fost mai deosebit, da? Așa, dar ca să arăți 7 săpunuri lichide și 5 paste de dinți, nu știu, mi se pare, adică mai avem un pic și venim și cu rola goală de hârtie igienică să o arătăm. Adică sunt niște chestii așa de igienă pe care nu e neapărat să le arăți de fiecare dată. Le arăți odată sau îți pui, băi, în acest clip de dentist, uite, un singur gel de duș, să zicem, uite. Cum l-am luat eu pe acesta de la Bioderma, care iar m-am uimit cât de repede s-a terminat. Așa, și da, am un produs, dar nu o să stau acum să prezint toate gelurile de duș, pentru că în principiu gelurile de duș nu au niște chestii atât de mirabolante. Da, eu să le mai cuplez eu așa pe aici, să le împart frumos, dar pe de altă parte trebuie să o încep, că dacă nu o lălăim așa și ne prinde Crăciun. O să ne împart aici așa pe masă la un moment dat. Asta este trestuța, tot trestuța de la The Body Shop e aici. Dar încerc așa să le fac aici așa ca o împărțire pe asta. Nu știu cum să fac. Și aici, dacă tot am început cu Bioderma, Atoderm, Uil de duș, ăsta cred că este unul dintre acele geluri de duș pe care cred că foarte multă lume l-a folosit și foarte multă lume l-a îndrăgit. Înainte era acel Atoderm pentru bebeluși, după aia tot termul clasic, cred că așa, dacă e să mă gândesc în sfera persoanelor pe care le cunosc, foarte multe au la baie acest gel de duș și în acest format, care este foarte economic pentru familie și foarte practic. Formatul acesta de tip uil de duș este și mai plăcut pentru că este foarte hidratant, lasă pielea așa, parcă mai moale, miroase și plăcut lejer, dar nu miroase tare, adică gen nu te-ai spălat și rămâne baia, cum mai sunt gelul de duș cu care mă spăl și da, cum sunt gelurile de duș extensie de gama unor parfumuri. Da, și este un gel de duș care merge foarte bine și pentru pielea sensibilă, pielea deshidratată, este indicat pentru toată familia de la bebeluși și până la adulți. Așa că, cu siguranță, la noi o să mai revină acest gel de duș. Pe acesta cred că l-am primit din partea lor. Dacă mă strofoc acum să-mi aduc aminte, cred că l-am primit din partea celor de la Bioderma și cred că este unul dintre produsele lor de top. Adică, sincer, mi-este foarte greu să cred că este cineva care nu l-a încercat pentru că are și format mediu și format mai mic. Eu aveam mereu în... Cred că și acum am însertat, mereu cumpăr să am format mic, pentru că dacă plec undeva, dacă cel puțin când călătoream, da, uite că acum revin călătorile, mi-l luam întotdeauna, cel puțin dacă mergeam la mare, ceva gen cu plajă, cu piele cât de cât arsă de soare, în fine, afectat cât de soare de nisip, întotdeauna aveam acest gel de duș. Și, încă o dată, repet, formatul de un litru pentru o familie este foarte, foarte avantajos. Plus acest dozator, singura chestie este, aveți grijă copiii, pentru că la noi de aia se consumă atât de repede și o să vorbesc imediat și despre asta, pentru că băiețelul nostru este băiețelul, băiat de acum, este mare amator de gelul de duș, deci este disperat. Bun, și dacă tot vorbeam de gelul de duș, hai să vorbesc de gelul de duș pe care vreau să vă spun, el l-a consumat într-un weekend. Da, am crezut că turbez, în fine. Da, am fost recent la munte și acolo a fost o cadă mai deosebită și îi place să joace în cadă tot felul de chestii, să facă tot felul de scenarii, de povești, de nu știu ce. Și a folosit acest gel de duș spumă de la Nivea, că a văzut aici că niște personaje, nu știu ce, pe ambalare, de vreo că e foarte drăguț acest gel de duș și a făcut tot felul de experimente, cada care aveam acolo la hotel era și de aceea cu hidromasaj așa și ieșeau niște bule și el făcea deasupra tot fel de chestii și așa, da, el este informat și educat
atât cât poate un adolescent, un pup, deci abia a început pubertatea, că a trecut de 10 ani, că apa nu trebuie consumată, era că nu știu ce, dar normal are și el nebunile lui, că practic până la urmă de aia sunt copiii pe lumea asta, că dacă nici ei n-ar avea mici nebunii, nu știu cine ar mai avea. Bun, asta odată la capitol chestii de baie. Uite, și că tot în acest moment este activ pe canalul meu de YouTube, mă tot uit la păr, că m-am dat cu un pic de fixativ astăzi și să mi se părul. Tot avem un concurs activ în acest moment pe canalul meu de YouTube, un concurs cu Gerovital și avem crema anticelulitică și când vă o arătam, pentru că filmul l-am filmat acum vreo săptămână, așa, încă mai aveam puțin din cremă, ei, aseară, gata, am terminat. Este primul tub de cremă anticelulitică din gama Gerovital H3 Evolution Perfect pe care l-am terminat acum. O să vă spun că gata, mi-a trecut celulita, nu? Mi-a trecut, încă mai am de făcut lucruri și oricum, din ce am înțeles, nu trece de fapt niciodată în totalitate, dar scade gradul ei și gradul de vizibilitate. Bun, da, este una dintre cremele anticelulită care va reveni, adică mai am tubul în continuare de folosit. Și îmi place foarte mult din toate punctele de vedere. Deci eu practic o cam folosesc pe tot corpul, să fiu sinceră. Știți că cine era obsedată de și folosea creme anticelulită pe tot corpul? Actrițele de la Hollywood și că și fetele de la Victoria's Secret, modele care, bine, ele oricum știți că ele intră în cantonamente de pregătire atunci când se pregătesc pentru show-urile Victoria's Secret, adică intră în cantonamente serioase cu o lună, două înainte, în care încep dietă, sport drastic, trezit de la 5 dimineața, legat ca în armată, așa că nu mai faceți mișto de aceste fete care arată foarte fit, pentru că ele muncesc pentru asta și asta este dorința lor. Și așa se ajunge să fii fit fetelor, nu stând și mâncând merdenele în fața televizorului, vă spun cu foarte mare siguranță. Adică eu mă uit la mine, am comparat perioadele când fac sport mai așa și apoi perioadele când mă las așa. Imediat se vede pe aspectul pielii, pe aspectul cărnii, este ceva firesc, așa că nu vă mai... Vai că la mine nu merge nicio cură de slăbire. Păi da, trebuie să te ții cură de slăbire. Cură de slăbire practic trebuie să fie un regim de viață. Adică nu înseamnă că gata, am ținut o cură de slăbire 3, deci am ajuns de la crema anticelulită la discuție despre slăbit. Nu am ținut cura, nu știu, 3 săptămâni, am slăbit 3 kg, vai ce fericită sunt, hai să mă reapuc de mâncat. Nu, tocmai o cură de slăbire trebuie să-ți arate că corpul tău poate să performeze ok. Dar dacă tu îi dai și condiții ok, că dacă tu după alea 3 săptămâni te reapuci de mâncat fast food în fiecare zi, cafea cu zahăr, cu frișcă, Coca-Cola, sucuri acidulate și nu știu ce, bam! Da, la skincare-ul mai pe așa, rămân încă la zona de baie, să zic. Băi, mi-a plăcut foarte mult acest șampon de la L'Oreal Professionnel, este cu B6 Biotin Enforcé. Chiar mi-a plăcut șamponul ăsta și, uite, acum am făcut diferența pentru că aseară m-am spălat pe păr cu un șampon recent primit din partea celor de la Henkel, un șampon de la Sios, care e special cu ăsta, ca să mai domolească reflexul galben al părului blond. Și este un șampon și acela bun, dar acela este un șampon de supermarket, s-a văzut clar, adică eu mă tot spălam cu ăsta, mai am un șampon la baie care îmi place foarte mult de la Sexy Hair și acela este minunat, deci le tot alternam pe astea două și după aia, pac, într-o dată am sărit la un șampon drugstore, se vede diferența. Or, și acela este un șampon bunicel, este în regulă, este decent pentru banii, pentru cât costă și pentru unde se încadrează el. Este decent, este un șampon bun, dar se vede diferența și mereu am spus, măi, pentru păr și produse profesionale. Eu am descoperit prima dată produsele profesionale pentru păr pe la 26 de ani. Acum 44. Ei, și vreau să vă spun că de atunci, după ce m-am lămurit și am văzut care este efectul, în rutina mea de îngrijire, tot timpul este un șampon și un balsam profesional. A, că mai am și eu la baie, un Gliss. Gliss, de exemplu, este... Gliss cred că este printre puținele mărci de supermarket care mi se pare că se apropie de calitatea produselor profesionale. Mai am și eu un Sios, deci mai am un Gliss, mai am un Shauma, așa de variație. Dar nu le folosesc mereu. Mai sunt șampoanele la The Body Shop, care și ele sunt foarte mișto, de la Yves Rocher, dar mă... Plăcerea și feeling-ul absolut. A, cele de la, ziceți, stă pe limbă acum.
cei care fac și produsele de make-up, Seventeen, da, Lorvet, așa, și acelea sunt mișto, dar L'Oreal Professional, Kerastase, sunt câteva branduri profesionale care sunt într-adevăr foarte mișto. Nu prea mă bag eu cu Moroccanoil, de la Moroccanoil, în schimb, ador fixativul de la Moroccanoil și șamponul lor uscat. Pe ele le folosesc de ani de zile, nici știu că era băiețelul meu foarte mic când m-am dus până la prima dată la Beauty Expo Show, cum era pe vremuri când nu era pandemie, și îmi luam mereu, asta era, șamponul, fixativul de la Moroccanoil și mereu primeam două mostre de la de uleiuț, de la că ajunsesem la un moment dat, că tot, dacă tot cumpăram chestii, tot primeam de la ei. Bun. Șamponul de la serie Expert, L'Oreal Professional, foarte bun, cu siguranță îl voi mai recumpăra dacă va veni chestia. Iar da, ăsta clar se pare cumpăra, a fost primit. Și cum a fost cu Bioderma? Ba mi-l mai trimit ei în preschituri, ba îl cumpăr, toată mă și amuz că am și eu la baie și vine și preschitul și așa, o continuitate, adică nici nu mai remarc cine e și cum face. Că suntem tot la partea de, să zic, de prin baie. Am folosit și această mască pentru picioare pe care nu știu de unde o am. Habar n-am, nu știu de unde am primit-o. Ori mi-a dat-o cineva, ori de la Expel Marketing, Macadamia Oil Food Extract. Băi, treaba a făcut foarte bine și chiar m-a motivat, mai vreau să mai iau niște măștiață de picioare. Nu mi-a plăcut însă care mentol. Mie nu-mi place mentolul în produsele cosmetice pentru corp. Mie îmi plac chestiile mai vaniloase, mai molicioase, așa, nu-mi plac... atât de bine se simte pe buze. M-am dat cu o miniatură de ruj de la Tom Ford, pe care am primit-o, că am cumpărat acum recent ceva de la Tom Ford. Și, băi, știți care e chestia? Apropo, și blush-ul, sunt dată cu un blush cremă de la Tom Ford. Nu am foarte multe produse de la Tom Ford, de ce să mă dau acum rotundă, pătrată, nu știu cum. Am avut și eu am avut și eu acel parfum noir, ăla simplu, dar l-am dat la un schimb pentru că mi-am luat apoi noir de noir, care e altceva. Am acum două body spray-uri. Oare mai am un parfum de la The Body Shop? Nu, am mai avut un parfum și tot așa din colecția Signature și nu prea m-am înțeles eu foarte bine cu el și l-am dat la schimb cu cineva. Dar da, colecția Private Blend îmi place de mor, adică mi-aș mai lua Tobacco Vanille, mi-aș mai lua Rose Brick, mi-aș lua mai multe. Dar la capitolul produse de make-up, oamenii sunt... Băi, texturile, felul cum se așează pe piele și este exact genul ăla de machiaj pentru o piele frumoasă, radioasă, exact cum este și ideea de make-up de la Guerlain. Adică nu să te... înțelegeți, să te încarce. E pur și simplu genul ăla de make-up care înfrumusețează, în adevăratul sens al cuvântului, texturi plăcute. Am eu o paletă cu iluminator și pudră de contouring, tot așa, de la Tom Ford. Doamne, atât de frumos mă uitam ieri în oglindă cum se așeza iluminatorul acela. Deci n-avea nicio treabă cu toate sclipiciozitățile astea care sunt acum pe piață. Chiar și Dior are un iluminator care uneori, dacă îl scap prea mult, se vede așa un pic cam ciudat, da? În fine, asta este o mască... EGF. Asta am înțeles că e ceva, EGF-ul acesta este un fel de un nou principiu din îngrijirea anti-rid. Vreau să văd eu aici dacă este explicat. EGF înseamnă ceva. Dacă nu vine acum în cap, este de pun masca așa și o să încerc să inserez aici ceva, dacă nu o să las ceva în descriere ce înseamnă exact EGF. Că înseamnă ceva, parcă. E practic un complex care te ajută să-ți refaci, să zic, pielea. Asta a fost o mască Master Lab de la The Tony Moly. Asta cred că e de la... Rena, sunt de la tine? De la Glorious? S-ar putea. Așa. Foarte plăcut, lasă tenul, foarte hidratat, foarte așa regenerat. Bun, asta o las aici la chestiile de skincare, dar o pun în spate ca să știu că nu am vorbit, că am vorbit despre ea. Ce mai am aici? Mai am un lapte de machiant, imediat va veni și vorba. Vreau să mă uit să văd dacă mai am ceva legat de baie, de chestii, ca să nu încep. Ia uite, uitați-vă și voi ce aici. Uitați-vă și voi ce aici. Uitați-vă ce este aici. A, uite, ăsta este un, apropo, ăsta este șamponul de la Uriaj. Bebe Premier Shampoo, pe care băiețelul meu îl folosește, cred că, de când avea cam un an. S-a obișnuit atât de mult cu el, dar și eu m-am obișnuit cu el. Adică eu m-am obișnuit când îmi miros părul copilului meu să miroase chestia asta, încât și acum îl cumpărăm. Bine, era acum, fiind mai măricel, mai trebuie să mai combine, gen primul șampon
prima șamponare o face cu un șampon, gen acum are ceva de la The Body Shop, cel cu ghimbir, și apoi a doua șamponare o face cu cel de la Uriah. Asta îmi place și mie tare mult, însă recunosc că pentru părul meu de adult, pe care mai sunt produse de styling, nu știu ce, ăla nu este suficient, dar îmi face și mie plăcerea să mă spăl cu el. Bun. Uriah este un alt brand care mi-mi place tare, tare mult. Uite că tot dacă suntem la, că am mai vorbit de o mască, asta este mască Hyaluron Specialist Replumping Moisturizing Mask de la L'Oréal Paris. Am avut o curiozitate și mi-am cumpărat-o singură. Mi-a plăcut efectul, însă nu știu, are ceva care m-a ușor iritat, da. Lejer m-a iritat. Pe bune, am momente când gândesc întâi în franceză și apoi traduc în română. Da. Așa. M-a iritat puțin. Nu știu, nu pot să-mi dau seama de la acestea. Să mă uit acum. Water, glicerin, butelin, glicol, celuloză, hidroxi, nu știu, fie asta, poliacrilat, polivinil. Nu are alcool. Nu cred eu acum pe la urmă totuși de alcool, pentru că e o mască, în mască, cât alcool putea să fie, plus că era absorbit și se evapora destul de repede de pe mască. Eu știu, sodium hyaluronat. Eu nu mai cred, să știți, în ultima... Are și parfum, dar e pe la sfârșit. Nu știu, a fost ceva ce nu mi-a plăcut. Atâta știu că eram foarte așa adornică să mai încerc produse de la L'Oréal Paris. L'Oréal Paris a fost pentru mine un brand care în perioada anilor... Când eu aveam 21-22 de ani, era... era cum e acum Paula's Choice sau Sensai sau, știi, așa îl consideram. Că mi era brandul absolut, L'Oréal Paris și Nivea aveam pe vremea aceea. Normal că aveam și chestii de la Gerovital Farmec, așa, dar aveam și eu acolo o cremă de la L'Oréal Paris sau nici măcar o cremă. Era la un moment dat o loțiune tonică pe care mi-am luat eu de la L'Oréal Paris, care se vindea, fetelor, eram în ultimul an de liceu. Era o singură consignație din tot Bacăul, consignație, de fapt, consignația, magazin de bijuterii și de tot felul de scumpeturi, ceasuri, iar pe raftul de sus, 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 n-am să niciodată, erau patru produse de la L'Oréal Paris. Era lapte de machiant, loțiune tonică, o cremă și încă o cremă. Și de câte ori intram acolo, îmi curgeau balele și mă uitam la... Și la un moment dat, împreună cu o colegă de liceu, a zis, bă, uite, eu mi-au laptele de machiant, tu ia-ți loțiunea tonică. Și când ne întâlneam la ea acasă de obicei, ea era singură la părinți, era un pic mai alintată și o mai lăsau părinții să-i vină prieteni peste noapte, în vizită, în fine, să stăm acolo ca fetele și foloseam împreună și eram așa într-o exaltare. Bun. Nu pot să spun că mi-a plăcut, dar pe de altă parte m-am uitat că și Garnier și L'Oréal Paris, practic, ambele sunt... fac parte din grupul L'Oréal, practic grupul L'Oréal cuprinde foarte multe mărci, inclusiv La Roche-Posay, CeraVe, Kiehl's și multe altele, au început să mai umble pe la formule și îmi place chestia asta și așa că eu nu primesc produse din partea lor, dar sunt curioasă și mai cumpăr din când în când. Bun, punem și pe asta aici. Da, ce mai avem? Uite că dacă o luăm așa ușor și acum cu demachierea. Vă arătam în concurs, în concursul pe care îl organizez cu Farmec, de, vă povesteam despre acest bifazic, această micelară bifazică de la Gerovital, despre care v-am zis că îmi place foarte mult. Are wild, natural wild rose oil, adică acel ulei de trandafir și demachează și machiajul mai rezistent. E foarte, foarte plăcută. Asta îmi place tare mult, m-am obișnuit și cu asta foarte mult, cred că nu o să mai lipsească o perioadă din rutina mea de demachiere. Bun, o las să-i prânzesc și ea se clătește cu apă, da? Repetăm. Ei, că tot suntem la partea de... hai să-l las aici ca să vorbesc de Jonzac separat. Pam, pam, pam. Uite o mască care mi-a plăcut tare mult, Mascarilla, facial de noce reparator, Organic Kitchen. Super masca asta cu trandafir și vreau să spun că este un, dacă vreți, un dupe, o replică după masca cu trandafir negru de la Sisley Paris. Deci, dacă nu aveți, și na, convinsă că nu, e foarte logic să dai cât e masca cu trandafir negru, cât e 500 de lei de la Sisley Paris.
Eu o am, dar recunosc că am primit-o cadou. Așa, dacă nu aveți bani să vă cumpărați pe acelea și tânjiți după ea, luați-vă pe aceasta. Nu mai mi-aduc aminte dacă pe Naturmixa, de pe Vitamix, un magazin de ăsta bio. O să vă las link în descriere. Un preț foarte mic, undeva în jur de până în 50 de lei. O plăcere este această mască cu miros, acel feeling plăcut de trandafir, dar fără a fi acel miros de trandafir sintetic, cum găsiți prin parfum. Foarte mișto, este din brandul Organic Kitchen, care este și certificat bio, ecocert. Și cu ocazia asta, așa un pic să vorbim așa despre produsele bio. Am zis că să mai fac eu cândva un clip despre asta. Atenție că apar foarte multe branduri acum, am văzut. Toată lumea este bio, dragă, toată lumea e bio așa. Da, sunt de acord că ai lucrat, că nu știu ce că ți-ai făcut, dar fă-ți și certificările. Dar știu că costă, chiar știu că costă. Știu că este un mare efort, dar hai să fim corecți, știi? Nu poți să cer să fii considerat la fel ca Organic Kitchen sau ca Junzac sau ca mai știu eu ce alte branduri bio și tu să nu fi făcut același efort ca lene. Adică vrei să joci în liga bio? Păi joacă până la capăt. Cam despre asta este vorba. Iar cei care plătesc aceste certificate, da, au și acces la niște informații, la niște evenimente astea gândite pentru producătorii de chestii bio. De ce să nu fie acolo, nu? Dacă tot te dai cu fundul de pământ, e bio. Of, cât de mult îmi place gama British Rose, v-am mai zis de la The Body Shop, este una dintre gamele mele preferate, iar aici este untul de corp pe care l-am terminat în format mic. Da, multe produse sunt aici, multe. Și bineînțeles și gelul de duș, adică a fost, bine, gel de duș mini și crema de corp tot mini. Nu mi le iau full size pentru că, știți care e chestia, am atâtea gelul de duș, bine, cât că v-ați dat seama, nu trebuia să vă mai spun asta. Nu e frumos să mai spunem chestia. Chiar nu mai e frumos. E un pic exagerat, dar nu știu ce să mai fac. Aici am o grămadă, o grămadă. Doamne, ce aici. Produse de la Guerlain, consumate. Da, va fi cu cântec, va fi cu cântec. A, uite. Pac, aici mai sunt chestii. Nu, să vedem ce mai avem pe aici. Ce mai avem pe aici, da. Las că le scot aici pe toate ca să le iau așa pe rând. Că să nu ratez ceva. Pam. Și cred că o să mai fie ceva de la Guerlain, pentru că știu că acum recent mi s-a cam terminat și mi s-a cam mai dus și BB Booster de Beauté din gama lingerie, lingerie de pop. Mama, ce aici? Deci acum trebuie să trec la astea care sunt în față. Hai să iau cu partea de skincare, așa ușor. Uite, la partea de machiant, apa micelară de la Uriaj, o miceler termal sans parfum, asta fără parfum, care practic e cu roșu, e din gama pentru ten sensibil. Mie nu mi-a plăcut, ca atare mai am un piculeț aici. Bine, acum s-a cam stricat mirosul, că o am de mai mult de jumătate de an și ea cred că trebuie... la 9 luni, da, la 9 luni expiră. Nu a fost micelara mea preferată, adică dacă ar fi să o compar cu regina apelor micelare, Bioderma Sensibio, dacă îi dăm lui Bioderma Sensibio nota 10 din 10, lui asta îi dăm cam 4,5, adică e un pic corijentă. Nu este cel mai bun produs de la Uriaj, sunt alte produse de la Uriaj mult mai mișto, dar aceasta nu este. Uriajul, știți ce am observat în ultima vreme, are și foarte multe produse comerciale, are și multe produse de alea bune din, să zic, din tradiția lor de producători de dermatocosmetice, dar sunt câteva produse pe care mereu mă întreb oare de ce le-au scos. Na, presiunea pieței. Un produs care mi-a plăcut mult, dar și acesta un pic s-a deteriorat ca formulă, n-am apucat să-l folosesc tot. Ce rușine mi este. Este ceva, o loțiune de la Hada Labo cu acid hialuronic și de mai multe forme. Are un cocktail aici. Foarte mișto aceste loțiuni de aplicat pe ten după spălare, nu știu dacă înainte de esență. Adică mă adresez celor care sunteți de-astea cu tot asta, adică spălat, esență, nu, esență, loțiune sau loțiune, esență, ser și așa mai departe, că sunt persoane care folosesc așa. Și eu am zile când fac layering, am multe și nu se întâmplă nimic, adică
E chiar bine, epiderma spune, Doamne, ce bine că vine atâta păpică bună. Da, este Hada Labo, este unul dintre acele branduri coreene care cred că ni se potrivesc și nouă, ne plac și nouă. Acum chestia asta, uite, am primit o întrebare de la voi și am mai văzut discuții și pe... Ia să las asta mai jos ca să mă las și eu așa mai... Așa, m-am așezat așa pe spătar. Găteam așa încordată, nu știam de ce. Am eu ce aici. Deci că sunt un magazin de cosmetice în miniatură. Am auzit discuția asta, mă, ce facem cu cosmeticele asiatice? Că, până la urmă, noi nu avem specificul tenului coreencelor, chinezoaicelor și așa mai departe. Eu aici sunt așa, așa, așa. Sunt, într-adevăr, acele, de exemplu, produse dedicate albirii tenului, care mi se pare că sunt un pic exagerate, adică noi nu suntem, adică eu ca europeancă, nu sunt neapărat adepta unei albiri sau a menținerii unei piel mereu foarte, unui ten foarte alb. Eu vreau să am un pic de sun-kissed, adică să se vadă un pic că a trecut soarele, așa, că a mângâiat-o pătătucul și i-a dat un pic de culoare. Dar ele sunt asiatice, în general, și doresc să fie foarte albe. E, ale, de exemplu, mi se pare un pic exagerate pentru noi. De asemenea, și tot acest layering are și el o limită. Și are sens să te apuci de el dacă te ții și dacă îl gândești bine, că dacă doar amesteci acolo niște produse și nu știi cum să le aplici. Uitați-vă un pic la clipurile trainerițelor de la Shiseido, de la Sensai. Mă, iau liniște. Asta, adică, este o adevărată yoga pentru față, știi? Nu te apuci așa ca disperat, aflu așa cum am văzut la noi, că majoritatea am scuzat youtuberițelor noastre, foreo nănică și după foreo frecări în fața și aplicăm totul prin frecare și prin apăsare și prin chinui în fața aia acolo. Cred că am fost foarte expresivă, sper că n-am speriat pe nimeni cu atitudinea mea, dar asta este stilul. La noi este freacă fața, este o disperare în a se freca și se agresa fața. Nu, fetelor, fața este tot ce aveți mai frumos, ce aveți mai bun. Ce vă vede prima dată? Până vă vede că omul că aveți cerurită pe poponeață, picioarele strâmbe, țâțele mici, nu știu, prima dată va vede fața, da? Deci fața trebuie să fie îngrijită. Bun, perfect. Ce mai avem pe aici? Hai să vă arăt că am terminat niște mai multe produse de la Jeanzar. Una, două, tres. Și aici sunt, din ce văd eu, am produse de curățare. Acest mus care este o... Este un super lejer, este printre puținele produse de curățare pe care le folosesc dimineața, dar nu tot timpul. Și apropo, am fost foarte surprinsă să văd, inclusiv am luat ieri din Sephora, am cumpărat ceva și am cerut pentru că nu m-a întrebat nimeni dacă vreau altceva și am întrebat direct. Am văzut că aveți acum Drunk Elephant, aveți vreun sample? Da. Și mi-a dat tipa, avea un set de sample, gel de curățare și cremă. Ei, și scrie foarte clar acolo că dacă seara te-ai curățat bine și cu toate alea, nu are sens dimineața să folosești gel de curățare. Da, păi da, că nu mai de ce, când aud chestia asta, vai că noaptea, peste noapte, ies monștri din piele, nu, dragă. Pielea este într-un permanent regim de curățare și de asta ea nu știe că-i zi, că-i noapte. A, se bucură când tu stai mai liniștită până la un punct, pentru că să știți că sistemului limfatic îi place mișcarea. Iar pe noi pe față suntem foarte dependente de sistemul limfatic. Dacă ai un sistem limfatic bun, ai și o față ok. Știți expresia aia, bă, uite ce față umflată am astăzi. Păi de-aia ai față umflată că ți-ai dat circulația limfatică peste cap. Bun, mus netoaiant, oxigenant, fără paraben, fără silicon, fără fenoxietanol, un produs bio, un produs foarte delicat. L-a folosit practic băiețelul meu în proporție de 80%, eu mai furam din el, așa că n-are măsa suficient de produse de curățare. Da. La capitolul curățare, în schimb, Jonzaco are și un gel netoiant dermofresher foarte mișto și pe acesta l-am folosit, am avut miniatură. Gommage douceur, j'aime beaucoup, adică un gommage cu blândețe, foarte plăcut și acesta cu o granulație foarte, 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 foarte fină. Bun, și acum ce să mai trecem? Un lapte de machiant minunat. Este de la Institut Este Derm și o să explic totdeauna, pentru că mie nu-mi place să fac epitete de astea, epitete de influencer. Vai, este genial! Este minunat! Fără să spun de ce.
Este un lapte de macchiato foarte, foarte hidratant, foarte învăluitor. Este ca un fel de păturică când îl puneți pe... Adică este cu regenerant protector. Asta ajută. Vreau eu acum să mă uit să văd dacă e vreun ingredient mai deosebit pe aici de la care să vină această... Da, are niște fructoglicozaharide care știu că sunt foarte importante pentru... Stați așa, că are niște ingrediente frumoase pe care trebuie menționate, pentru că e păcat de ele. Aquaglicerină, cetearil, izononanoat, dicapril, carbonat, prunus armeniaca, adică apricoa, are ulei de sâmburi de caise. Doamne, uleiul de sâmburi de caise este un elixir pentru piele, de-aia este el așa de plăcut. Pe acesta l-am primit, dar cu siguranță o să mi-l recumpăr și eu, pentru că îmi place foarte mult. Squalan, fructooligozaharide, carnozină, alge extract, adenozină. Deci, ho-ho, este de-aia mi-a plăcut mie atât de mult. Da, undeva pe la sfârșit, înainte de tocoferol și înainte de parfum, există și un alcool. Acum, ca să o luăm așa, când ai atâtea și alge și pe humus boldus leaf extract și adenozină și alge extract, când ai atâtea chestii, cam trebuie să pui alcool și asta... Știți că în ultima vreme, discutând și cu... Am mai discutat așa cu lume din zona asta de cosmetică și îmi spune că dacă ai un alcool de foarte bună calitate în cosmetice, nu este atât de nociv pe cât se crede. Da, face acel efect de deshidratare când el se evaporă. Dacă s-a evaporat, s-a dus. Și apropo, și în industria parfumeriei contează foarte mult în ce alcool sunt puse celelalte ingrediente unde se face acea soluție. Și asta mi-a explicat Mario Galindo de la The Lab. Mi-a explicat, de exemplu, el folosește un alcool pe care îl face el din nu știu ce, oare din trestie de zahăr. De-aia are un iz mai dulceag. După aia, de-aia parfumurile lui au ceva deosebit. Nu știu dacă dintre este de zahăr sau de altceva. El face, are un alcool, dacă nu îl face neapărat el, îl ia din niște resurse unde vede el ce se întâmplă și așa. Și de-aia este, de-aia parfumurile lui Mario sunt atât de altfel, atât de nu știi de unde să le iei, pentru că conțin și acel alcool. Și tot așa de importanța alcoolului și de selecția alcoolului mi-au mai povestit de la Vioris, de la parfumurile Vioris și apoi oameni din industria de bio, de cosmetice bio, care au zis așa, dom'le, eu ca să pot să mențin toate uleiurile alea, toate extractele alea vegetale, să le mențin decent și să nu intre în fermentație, în produs, eu trebuie să pun un ingredient, un conservant. Și prefer uneori, în loc de anumiți conservanți, să folosesc un pic de alcool. Pentru că e mai bun alcoolul ăla. Alcoolul ăla, oricum, în momentul în care l-ai pus pe ten, s-a evaporat, dar mie mi-asigură o stabilitate a formulei mult mai bună decât mi-asigură alți conservanți. Și un mic compromis, dacă vreți. Eu la Ostan... dacă îmi spunea înainte cineva, uite, nu mi-am uitat pe ingrediente, eu să vă arăt și vouă ingredientele mai de aproape. Aș fi spus, du-te, domnule, că n-are ăsta alcool, că nu se simte. Așa este, nu se simte absolut deloc și este firesc, pentru că la ce listă frumoasă de ingrediente are, în rest, nu aș vedea de ce. Deci, țineți minte, Esteder, un alt brand foarte frumos, se cheamă Osmo Clean, am avut și loțiune tonică, un alt brand foarte frumos pe care îl recomand, care se folosește și în spa-uri. Și care este frate sau verișoară cu Bioderma, că fac parte din grupul Naos. Deci, dacă vă mai căutați, așa, cosmetice mai deosebite, l'Institut este de armă. E voilà. Am cam obosit, fetelor! Am mai terminat un tubuloi de Estée Lauder Advanced Night Repair, mai bine că acum iar a apărut versiunea nouă. Ce să vă mai spun despre asta? Am un articol întreg. Este un produs atât de, să zic, complex și simplu în același timp, pentru că îl poate folosi oricine, îl poate folosi la orice oră, îl poate folosi oricât. Are foarte mult acid hialuronic, dar mai are și tot felul de alți antioxidanți în el, care îl fac să fie foarte potent și foarte bun pentru ten, foarte regenerant, nu este doar pentru noapte. Când a fost el lansat acum mult de mult, se considera că femeile folosesc mai mult seruri noaptea și de-aia se seara, de-aia se spune așa, dar puteți să vă dați cu el oricând. Bun.
un produs care efectiv mi-a răpit pasiunea, să zic așa, adică m-a cucerit, este Sensai Absolute Silk Micro Mousse Treatment. Este genul de loțiune, dar care vine sub formă de spumă. Nu știu dacă mai pot să scopesc. Da, și se aplică, este atât de ușor de absorbit de piele, este un produs aerat, un produs care e primul pas după spălare. Deci te-ai spălat pe tentă, dai cu ăsta, apoi mai este o loțiune sau o emulsie și apoi este crema din aceeași gamă, Absolute Silk. Gama Absolute Silk este gândită să și calmeze tenul cu tendință de roșeață. Deci mai multe puncte bune. Uite, că tot vorbeam pentru tenul foarte sensibil, am avut aceste două miniaturi de la Paula's Choice. Nu am reușit să le termin în timp util, din păcate. Mai au câte puțin ele, dar s-a cam expirat treaba pe acolo. Una este un simplu hidratant, al doilea este și un hidratant cu SPF extrem de plăcut. Deci asta este un SPF 30, Mineral Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 din Paula's Choice Calm. Ăsta este genul de SPF de care să zicem că nu trebuie să teamă nimeni. Este foarte plăcut, foarte ușor tolerat de piele, se aplică și cu plăcere. Da, puteți să vi le cumpărați inițial în formatul acesta mini, că pe site-ul celor de la Paula's Choice le mai găsiți și așa. Ce mai am aici ceva de la Paula's Choice? Mai am Anti-Aging Clear Skin Hydrator with niacinamide și cu vitamina C. Ăsta este bombă, ca să spun așa. Ce să vă mai spun? Vitamina C, un produs care ajută foarte mult pentru textura pielii, regenerare, contracarează efectele astea de la soare. Iar niacinamidele, la fel, alt ingredient care face, reface pielea, îi dă capacitatea să se regenereze frumos, să se cicatrizeze dacă aveți acne și să scăpați și de pete în cazul în care aveți pete. Este un produs complex, zice așa, lightweight gel lotion, delivers immediate hydration, visibly refines pore, brightens and smooth skin. Da, așa este. Deci, pe lângă hidratare, aduce o uniformizare, un aspect frumos și sănătos al pielii. Este printre acele produse care deja, după prima săptămână, dacă îl folosiți zi de zi, bineînțeles, dimineața neapărat dacă îl aplicați trebuie să folosiți SPF, bine, oricum trebuie să folosiți SPF, dar mai zic și eu, dacă îl folosiți o săptămână, deja a 8-a, a 9-a zi, vă dați seama că s-au cam schimbat jucăriile pe acolo. Firește, nu o să vă dați seama de un produs de skincare după una, două zile. Indiferent cât ar fi de bun și cât ar fi de performant, după una, două zile îți dai seama dacă îți face rău, adică să nu te irite, să nu știu ce. Dar nu vă așteptați și un sfat, dacă îmi permiteți, dacă nu-l luați, aruncați-l la gunoi. Când vedeți blogger de ăștia care azi au primit produsul și mâine deja fac review și spun că este minunat și extraordinar, mai gândiți-vă odată dacă merită să-i ascultați sau nu. Aici am avut o loțiune, o esență florală hidratantă de la Tata Harper. Este un brand destul de comentat așa prin lumea de afară. Să vă las și cu ingredientele așa. Puteți să puneți pauză acum ca să vedeți ingredientele. Mi s-au părut destul de interesante. Tata Harper este un brand destul de... deci are Hordeum Vulgare Leaf Juice, deci nici apa e abia mai încolo. Citrus Aurantium Amara Neroli Distillate, Lavandula, Augustifolia Lavender. Nu, n-are apă. Rosa Damascena, Flower Water, în sfârșit Aqua Water. Deci e cu ingrediente din Organic Farming. E un brand foarte, să zic așa, Next Generation Beauty, 100% natural și non-toxic. Genul acela de produs foarte bio, ca să zic așa, treghimele, adică care merge așa foarte aproape de principiile vegetale ale naturii. Am avut o mostră, am primit-o de la cineva. Mi-a plăcut, nu pot să zic nu, dar na, nu mă pot lămuri de efecte, da, doar dintr-un eșantion. Gamard SPF 50 Odd Protection. Asta a fost un produs care am vrut să-mi placă, dar nu mi-a plăcut, din păcate. Nu-mi place ca textură, este mult prea gras, mult prea dens. Mai am un pic din el, o să vă arăt imediat. Pe față ar fi trebuit să pun mult mai mult.
este destul de albicios. Asta nu-mi place la el. Și când freci, la un moment dat se și încălzește pielea. Rămâne destul de unsuroasă pielea și... Să-mi iau un șervețel, pentru că nu-mi place. Deși eu sunt o fană a produselor mai grase. Mie îmi plac produsele alea, dar ăsta era prea grasnic. Mi-aduc aminte anul trecut când m-am dat pe el într-o zi de asta super răsărită. Efectiv, simțeam parcă îmi curgea slină pe față, așa, nu știu, adică nu... Eventual, da, dacă mergeți la plajă, uite, să-l folosiți pentru zona de colteuri, așa, dar eu anul trecut n-am mai fost la plajă, că n-am, nu știu, n-am mai ajuns și pe la plajă cu pandemia asta, că așa îl țineam, zic, bă, dacă îl merg la plajă, îl bag pe picioare, îl bag pe, mă dau cu el pe piept, pe brațe, nu știu ce, dar n-am mai fost și atunci n-am mai avut unde să îl folosesc și asta e, trebuie să-l arunc, pentru că deja n-am... Are și un ușor miros degradat. Îmi pare rău de el. Brandul Gamard, apropo, brandul Gamard este un brand foarte frumos și el cu ingrediente bio. Are și o apă termală la bază destul de interesantă, dar nu ne-am înțeles. Eu cu ăsta nu ne-am înțeles. Bun. De la Sisley Paris am terminat o mică miniatură de exfolia musa energizant pur le corp. Bă, foarte mișto sunt produsele astea ale lor, dar foarte scumpe. Adică, doamne iartă-mă, să dai 300-400 de lei pentru un exfoliant de corp, mi se pare o nebunie, că poți să-ți iei cu câțiva zeci de lei de la Yves Rocher sau de la The Body Shop. Păi, vreau să vă mai arăt ăsta, gata, am terminat o miniatură de ser din L'Occitane Reset Nuit Vilain Serum Immortel Reset. El este cu niște bulinuțe prin el. A fost unul dintre acele produse de skincare de la L'Occitane Provence care mi-a plăcut tare, tare mult. Am zis că dacă la un moment dat o să mai simt așa vreo pasiune mare, o să mi-l cumpăr și în format full size. Momentan am suficiente seruri și seruri mult mai performante decât acesta, dar chiar mi-a plăcut ca textură, ca tot, așa. De la Chanel am mai avut niște mostre pe aici. Hydra Beauty Micro Creme. Păi, drăguță crema, chiar... Mi-a plăcut așa cum a funcționat, aqua glicerin, uite și asta are alcool, propanidiol, butelin, izonoa, camelia japonica flower, jojoba ester, zinc biroficinales, ginger root extract, unt de shea, mă uitam eu pe aici să văd ce mai are așa interesant prin el. Da, un produs sodiu, hialuronat, palmitic acid, tocoferol. Nu e un produs rău, e genul de cremă hidratantă plăcută. Și am zis că nu știu cum e mică acest microcrem, e cu niște microcapsule care fac... Da, se cheamă tehnologie microfluidic, care asigură așa ca crema să se disperseze frumos pe ten, știi? Adică, da. Băi, Chanel-ul e Chanel. E adevărat că plătești foarte mult pentru nume. Plătești foarte mult pentru nume, mai mult decât pentru calitate. Dar au o... Ca toate brandurile astea de lux, care își respectă foarte mult standardele, te și educă puțin. Pentru că, hai să zicem, chiar dacă eu nu o să mai am bani, să zicem, să iau crema asta, dar mă educă pe niște chestii. Știu cum trebuie să arate un produs bun, știu ce trebuie să văd acolo, știu că trebuie să văd și parte de tehnologie, știu mai multe lucruri, știi? Adică, din punctul ăsta de vedere, eu consider că brandurile astea de lux, care fac treabă bună, fac o treabă și mai bună pe educare. Și asta cred că contează și mai mult. Adică, după ce ai dat, să zicem, 506 de lei pe o cremă de la Chanel, zicem că poate a doua oară nu o să mai ai bani să-ți iei, dar îți ridici deja ștacheta, știi? Și știi să cauți, ai capacitatea, te învață, te pregătește ca să găsești printre produsele mai ieftine un produs calitativ. Ei, și uite, asta e o ediție mai nouă a lui Le Lift Creme de la Chanel, pe care am avut-o în format mini. Ei, acesta vreau să vă spun că mi-a plăcut a fost o experiență mult mai bună față de acum vreo 4-5 ani, zic eu, când a apărut Le Lift pe piață. Știu că a apărut atunci Le Lift pe piață și toată lumea care era snoabă cu Chanel își cumpăra celebrele pachetele negre cu cremele Chanel din gama Le Lift și era așa o invazie, tot Instagram-ul numai pachetelele alea negre, așa, și bineînțeles numai cuvinte de la altul, nu știu. Atunci eu mi-am luat un set întreg de miniaturi de pe eBay Le Lift,
Și n-am fost deloc impresionată, dar absolut deloc. În schimb, ce am observat că anul, de un an, doi, când au fost oarecum refăcute formulele, mi se par un pic mai fluide, mi se par mai plăcute și e acolo undeva în wishlist, stă un Le Lift, ca să zic așa, cu altă abordare. Bun, iar acum o să intru la partea de ghirlanda, e o mică pauză înainte. Mama, dar lung e clipul ăsta de empties, dar n-am ce să fac, s-au adunat foarte multe și n-am avut când să filmez și asta e acum. Iar eu nu pot să trec așa ca găsca prin apă, știi? Adică trebuie să zic ceva de ele. Bun, și acum vreau să vă arăt capitolul ghirland din acest empties. Și să vedem noi cum le grupăm. Avem așa, întâi partea de fonduri de ten. Partea de fonduri de ten, să zic așa, sunt cele trei fonduri de ten preferate ale mele all times. Din care astea două nu se mai fac. Adică nu prea le-am mai văzut. Și anume, este fondul de ten Lumière cu 25% protecție solară din gama Meteorite Baby Glow. Și BB Beauty Booster din gama Lingerie de Peau de la Guerlain, multiperfecteur invizibile fuzionel cu SPF 30 PA++. Astea am impresia că nu prea se mai fac, ca să nu zic acum o prostie, uite, intru vorbind cu voi pe guerlain.fr, adică pe site-ul oficial Guerlain, să văd, pentru că eu nu le-am prea mai văzut, nu le-am mai văzut nici la, ziceți, la Place Vendôme, pentru că am ultima oară chiar vorbeam cu Steven și spuneam, mă, cred că data viitoare va trebui să-mi cumpăr și fond de ten, că, uite, pleacă toate, adică sunt terminate toate. Și, da, și chiar îi spuneam că pe unele nu prea le-am mai văzut. Machiaj. Ia să ne uităm fond de ten. Deci ce avem acum fond de ten de la Guerlain? Avem așa, bineînțeles ăsta, L'Essentiel și în format matifiant, adică și cu finish mai mat și cu finish natural pe care l-am avut. Fond de ten Lumière d'Or de la Parure Gold. Ăsta uscat. Lingerie de peau Aqua Nude. Mai este ăla din Terracotta și asta e tot. Deci nu mai sunt astea. Nu mai sunt astea din Meteorit. Ia stai să mă uit dacă e în FDM, recherche, nu, machiaj, alaien, kiss. Nu, il n'y en a plus, nu mai e. Ei, și astea erau preferatele mele. Acum, gata, s-au terminat, purtam nuanța la aici 2 light, iar aici tot 2 clear light. Superbe! Sunt genul acela de fond de ten ca un voal, ușoare, care nu se văd, care au și factor de hidratare, un fel de produse hibride și de îngrijire și de machiaj. Nu încărcau deloc tenul, bineînțeles, nu sunt făcute pentru cine vrea machiaj de la care, machiaj de Instagram, cum se zice, că nu știu de ce nu găsesc poziția, așa. Dar erau exact, parcă erau făcute pentru mine, deci era genul de fond de ten pe care puteam să-l folosesc oricând la orice ore. Se parti, se fini, nu le mai avem. Deci astea am și zis că ambalajele o să le păstrez, să le folosesc în colecția mea, pentru că eu păstrez în colecția mea de Guerlain și chestii care au fost discontinuizate. Să le... sau discontinuate, cred că e corect. Să le țin acolo așa, ca amintire. Ăsta e, în fine, ăsta e terminat, se vede pe aici, se mai plimbă acolo de pe fund, așa, o picătură de foarte greu să o scot. Și oricum are, e deschisă de ceva vreme și a prins un oarecare miros de rânget. Este L'Essentiel. Cred că L'Essentiel am să-mi iau, că n-am ce să fac, n-am ce să-mi iau altceva. Ăsta este cu SPF 20, da. Și o să mi-l iau pe cel tot așa cu finish natural, nu mi-l iau pe cel cu finish semimat, pentru că nu e genul meu. Bun, deci fondurile de ten, bye bye baby, bye bye, au plecat, că nu mai. Că încerc să mai aranjez pe aici camera, bun, s-au dus și fondurile de ten. Ce vreau să vă mai arăt de la frumosul brand Guerlain? Am mai terminat din Orchidee Imperial.
Și am terminat și din gama aceea Black, Orchidee Imperial Black, care nu știu. Știu că toată lumea zice că nu a numele de ele, că m-a banii, nu știu, dar la mine fața mea efectiv se regenerează și o vezi că radiază după ce folosesc aceste produse. Sau fondurile mele de ten preferate, practic, astea sunt. Așa. Acestea nu se mai fac, rămân cu ăsta. Sper să mai scoată Guerlain ceva sau... Acum ce să zic, am văzut zilele acestea, am văzut în Sephora și am încercat din nou fond de ten Tom Ford, cel cu SPF 50. Și e foarte frumos, este foarte scump, costă 600, nu știu cât îmi vine, grosomodo 700 de lei în fond de ten. Bine, și arată, și textură, are o grămadă de ingrediente în el care îl duc la limita dintre skincare și așa, adică e într-un mare fel, dar... 700 de lei, un fond de ten. Acestea de la Guerlain erau undeva, adică pe astea le-am cumpărat de prin Marionoi, erau vreo 200 ceva până în 300 de lei pe vremea când încă se găseau. Iar pe acesta, când l-am cumpărat de la Place Vendôme, nu știu, a fost vreo 50 ceva de euro, deci nu era așa o avere. Bun. Vă vorbeam de asta când am fost, când ați fost salvați de clopoțel, ca să zic așa. Black Orchidee Imperial și Orchidee Imperial normal. Ce să vă zic? Da, știu vorba în sat, în satul de skincare. Sunt doar produse scumpe, Guerlain vă ia bani, nu știu ce. Da, exact cum am zis și de Chanel. Sunt niște produse care costă mai mult decât ar trebui ele să coste. Doar toată tehnologia din spate, toată filozofia, toată educarea, toate astea până la urmă au un preț. Și nu știu cum să... exprim lucrurile astea ca să fiu mai bineînțeleasă. Prefer să folosesc un produs unde se acordă maxim de atenție, unde e o tehnologie în spate, unde este un brand puternic și cu istorie, pentru că totuși Guerlain are peste 100 de ani de istorie în lumea frumuseții, chiar dacă costă ceva mai mult. Asta e. Bun. Este o alegere a mea, așa cum și alții consideră că nu pot să port un banal tricou cumpărat de la, nu știu, de la Lidl cu 20 de lei, trebuie neapărat să-mi iau de la Calvin Klein și să dau pe el 200 de lei ca să mă simt eu bine. O cremă de mâini, Super Aqua Hands, de la Guerlain, foarte plăcută și aceasta, era și cu SPF 15 și o foloseam când ieșeam afară, mai ales cât a fost perioada asta cu dezinfectant, mândeam întâi cu ea și apoi cu dezinfectant. Foarte plăcută și asta. Nu știu dacă mai are Guerlain acum creme de mâini. Ah, ba da, gama Bay Royal și are și un dezinfectant de mâini. Din gama aia lor, Super Tips, am consumat chestiuțele astea. Bine, încă mai au câte un pic din ele. Mai au ceva așa. Eu am zis că o să le recumpăr pentru că sunt niște produse foarte practice. Acesta este ca un primer. Seamănă cu primerul lor acela gold, aceasta este o cremă de noapte și aceasta este o cremă multifuncțională SOS. Pentru piele foarte uscată, pentru piele iritată. Da, și asta în general și costă puțin. Costă puțin, dar vă puteți bucura de plăcerea produselor Guerlain. Asta sunt așa oarecum ce am zis eu mai mult produse gândite pentru consumatorul foarte tânăr, dar care vrea să cunoască marca Guerlain. Am terminat un rimel la Petit Robe Noir, care încă miroase la Petit Robe Noir. Așa a fost făcut încât să preia din aroma parfumului. Rimelul n-a fost nici wow, așa arată periuța. N-a fost nici... adică nu se compara, de exemplu, cu Cils d'Enfer, mi se pare sub Cils d'Enfer. Dar aveam și momente când reușeam să mă piepten așa cu el și să arate foarte mișto genele. Mamă, dacă de mișto mirase... Mirase mai mult a mânțifă la Petit Robe Noir, mai spre ciocolată, așa. Bun. Și aici, mă, că mai am un pliculeț. Patchouli Ardent. Voi fi terminat o mostră de patchouli Ardent. A, da, am terminat o mostră de patchouli Ardent și nu am fost foarte încântată. Da, sunt și parfumuri din seria Guerlain, care nu pot să spun că mă... așa, dar patchouli Ardent știu că... nu mi-a...
dacă nu mă înșel, din seria Les Absolut Dorian. Mie oricum seria Absolut Dorian nu este, să zic așa, foarte prietenă, dar ce vreau să vă arăt că așa se dau mostrele oficiale, să zic, din buticul Guerlain. Sunt acele mostre pe care poate să le facă chiar vânzătoarele din magazinele Guerlain sau din magazinele acreditate cu strască Guerlain, de care au și linia de nișă. Și îți pun așa în acest pliculeț, este o fioluță pe care o umplu el acolo în magazin, ți-o etichetează, uite, mi-a pasă să spun o etichetuță aici, ca să ții minte. E o chestie foarte frumoasă, ca să nu o pierzi prin poșetă sau prin sacoșă, printre celelalte cumpărături. Doamne, am terminat!